Ce s-a întâmplat? Hello. Hi. Am înțeles. Aici 405 plus 1, am și un 01. 0. Deci eu. Bro. Eu nu mai înțeleg ce faci asta. Hai că nu stau făcând. Scot o altă targă. Hai că... Pleasă. ...10.95 pillbox inconștient. Colego? Da. Da. Așteptă-mă înăuntru. Am zis să stai să te scuze. Domnul medic, frățiorul meu este bine? Va trebui internat, da. Colegul inconștient. Ei plan să nu știu, o să-ți de dânsă mai multe detalii, are niște rând vizibile. Mult spor. Aici 45 plus 1, 10. Am înțeles ce-a făcut băiatul. Am înțeles. Hai că pregătesc asta. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Accident. Am înțeles.
Vreau să mă sună cineva în cască, dacă știi ce zic. Da, 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 stai un pic. Stai, domnul Căvajul, și eu pe dumneavoastră acum. Deci un mic accident a fost, nu? Un mic accident, că okay. Ok, te rog frumos, stai un pic acolo, o să te verific. Ok. Da, haideți că vă pun pe targă acum, stați puțin. Aoleu, nu vreau ospitalitate. Va trebui, doamna. Ok. Boss. Poate șterge cu pune targa mașină. Ok, colegu. Mă auzi? Colegu, mă auzi? M-am băguit, tata. Colegul, mă auzi? M-am înțeles. Băguitul, mătii și futus Hristosul, mătii. Eu nu mai înțeleg nimic, să-mi bag pula-n... Te jos de pe targă, ok, gata. Doamne, iartă-mă. Stai că... Mă... Gata, domnule. Colegul. Mă auzi? Mai cam... Ah! Mă auzi? Domnul, mă auziți? Vorbesc cu tine de jumătate de oră. Păi ți-am spus că m-a sunat cineva în cască aici. Înțeles. Și... știi? Îmi spune că merge către Big Box. Se interna domnul cu mine, salon. Da, păi... Pasă 15 plus 1, 10.95. Colegul, mă auzi pe stație? Nu știu, că eu n-am auzit aici orașul, dacă știi ce zic. M-am înțeles, nu? Păi am zis. Că merge către pillbox. Mai zic încă o dată. Pasă 15 plus 1, 10.95, plus 1, 10.78. 10.76, mă îndresc spre pillbox. De ce așa? Consemnul tău. Am un 10.95, 10.76 de pillbox. Ok. Na, mie așa mi s-a... Știi? Când zici 10.76, mă îndrept spre pillbox, zici ca și cum
în drum spre, mă îndrept spre pillbox, nu, știi? Nu, nu, am zis înainte. Stai că ți-o explică imediat. Da, da, da. Bun, îl duci tu sau? Ascund după. Colegu. Mi-a făcut curaj, vreau să dau montană. Unul din colegi? Da. Colegul un accident micuț. E conștient. Deci e conștient. Hai cu mic, hai de dată. Da, nu, cu autobuz, sau autobuz. Da, ok, acum o să fie rezolvat dânsul și va fi... Hai că mi-i pus dacă e... Bă! Bă, 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 bă! Mamă, ce m-a speriat traficul. Tu mi-i tragi. Ce faceți, domnul Dumitrașcu? Nu, da, ce s-a întâmplat? Vreți să vă duc la spital să vă gândesc acolo mai bine? Și tu mi-i tragi cu un demn. Aaaa, eu te băsăpă. Ce faceți, băieți? Sunteți în regulă? Da, e a doua oară, dar nu înțeleg. Domnul, zici ce s-a întâmplat? V-am zis să aveți grijă? V-am zis? Cine? Roger. Agenția principală, nu? Sunteți bine, nu? Agent principal. Ți-a mai zis să ai grijă? Da. Tot aceiași? Aceiași? Da sau nu? Cred că da, verific acum. Bun, avem nevoie, avem nevoie de ceva? De băut, de mâncat? Era altă mașină. Cum vă simțiți? M-am ciucit la aia, domnul medic, să mă bată la... Are Mercedes, a luat celest 2015? Sau un celest crem? Frate, așa să mă uiți. Domnul, cum mă zic? Cum vă numiți? M-am zis? Da, mă. Cum? Ce s-a întâmplat? Cum vă simțiți? Aveți amințel? Domnul medic, combină mă! Stare generală proastă, s-a întâmplat... S-a întâmplat Dumitrașcu? O descărcare. Dacă e de... Am înțeles. Păi nu e mă Dumitrașcu. Deci da? Ce mașină? Și 3 agenți. Oricum, cred că s-a... Avem nevoie de îngrijiri medicale? Să vă ducem până la spital? Nu știu, văd că atunci când trag aer... 10-13. A fost 514 plus 1, 10... 405 plus 1, 10-13. Am văzut cum atenuat de parbrizul mașinii cât de cât. Da, sunt bine. Stai că acum zic și modelul. Mă duc către coleg. Colegul? Da, spune. Să vezi că va trebui să-l transportăm pe... Nu, în poliție spune la spital. Mă duc să pregătesc acolo. Da, colegul. Mă
ceva să zice el. Domnul zice că nu e neapărat să fie transportat la spital, nu prea să fie transportat. Păi, că-l doare în piept, el zice că ar putea. Da, domnule, mai bine ar fi un consult, ceva, la spital. Dar dacă refuzați, asta e da. Treaba dumneavoastră. Știu că e bine. Dar noi... Da. Dacă nu puteți, nu vă permite timpul și sunteți în loc. Vă dau niște bandaje? Normal că vă pot lăsa. Să aveți un altru? Ok. Da. Ne internăm o perioadă. Da. Considerați aici în Sandy au aparatură? Da, au aparatură și în Sandy. Ok. Mulțumim mult pentru ajutor. O să frumos să aveți. La revedere. Dragi români, ura! Cu sacule... Oh. Sunteți bine, doamne polițiști? Sunteți bine? Au dat scot acolo, ține în sus. Dacă-i fi mâna volan? Vedeți că mașina e pe roți. A, da. Și-a dat drumul de stos. Hai, colega! Băi, credeam că a luat pe cineva cu sus. Să aveți o zi frumoasă. Să aveți o zi frumoasă. Trei domenii, mă rog să te atâmba bine. Mamă, stai, colegul, că mai nou mă bag în spate. E pe vibe, domnul polițist, da, e pe vibe, e pe vibe. M-am înțeles. Bună fază.